ANAF-ul s-a ținut de amenințare și a afișat pe net lista persoanelor fizice cu datorii la bugetul de stat. Țin să specific din start că mi se pare un demers de c***t, asta ca să mă exprim cât de cât academic. Nu pricep ce sens are să faci o listă cu aproape 200.000 de oameni și apoi să o afișezi pe net. E un spectacol pe care, cel puțin deocamdată, nu pot să-l pricep. La ce ne folosește? Ce am aflat? Ok, am aflat ceea ce bănuiam, că o grămadă de români care trăiesc foarte bine au datorii la stat. Și cred că ăștia n-au dormit azi noapte de necaz, auzi? De necaz că sunt alții cu datorii mai mari. Și în rest... Aproape 190.000 de români au datorii la buget de peste 1.500 de lei. Dintre ei, 14 persoane au de dat statului între 10 și 232 de milioane de lei. Cap de listă este chiar primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Are datorii de 232 de milioane de lei. Urmează Florin Mateiu din orașul Victoria, Bogdan Mihai Ciurtea din Cluj-Napoca, Emil Sorin Cibu din comuna Florești și Paul Dumitrescu din București. E da, uite, asta era important de știut, că acești 180 și ceva de mii de români datorează bugetului de stat 3,4 miliarde de lei. Uite, o gaură de 750 de milioane de euro. Important, pe asta am priceput-o. Dar era nevoie doar de cifre. Asta, într-adevăr, e nasoală, pentru că mă afectează direct. Corect, sunt bani de asfalt, bani de manuale, bani de sănătate. Ce le-ar mai fi plăcut lual de Hexifarma să ia vreo 200-300 de milioane din banii ăștia și să ne dea în schimb câteva cisterne de apă cu urme de parfum, nu? Sincer, interesul meu era să aflu că ANAF se zbate să recupereze datoriile, că e cu ochiul pe ei, le trimite somații, le trimite plicuri, îi terorizează, intră pe ușă, intră pe geam, le bate în țeavă, până își bagă ăia picioarele și decid să plătească. Hai, nene, că erați viteși cu băbuțele alea pe care le-ați prins cu dividende de un leu, vă aduceți aminte? Fiți și cu ăștia cu sume între 3 și 50 de milioane de euro. Ești un bun român. România funcționează cu taxele tale. Apropo de asta cu ești un bun român, mi-a plăcut foarte tare precizarea ANAF-ului. Este posibil ca lista să cuprindă erori. Deci e posibil ca pe lista rușinii să apară și niște români buni, nu? Păi să nu vă mirați dacă acei buni români merg la tribunal și dau fiscul în judecată cu o plângere după ceafă și câștigă niște despăgubiri. E, atunci ce mai face fiscul? Mai face vreo listă? Lista cu românii care au de recuperat bani de la stat? E? Ia zi, ANAF-ule, tu o să fii un bun român? Ești un bun român. În rest, ce să mai zic? Recunosc că am fost curios. M-am uitat și eu un pic pe net. Doar că lista mi s-a blocat de câteva ori. Că tot românul era călare pe ea să se vadă la avizier, să-și facă un selfie cu ecranul. Iar azi, când am avut de muncă, evident că n-am mai avut timp să intru. Dar am auzit de lista cu celebrități. E da, uite, listele astea sunt de acord să se afișeze. Lista campionilor și lista celebrităților. Așa, de divertisment. Că oricum nu dau ei doi bani pe inventarul ANAF-ului. Nu afli în fiecare zi că un fost ministru al finanțelor are datorii la buget pe persoană fizică sau că soția fostului premier apare cu restanțe. Plus avocatul poporului și soția, era să zic soția poporului, ori fiul guvernatorului BNR, domnul Isărescu, mai unge și matale niște bancnote la imprimanta aia șmecheră din birou și dă-i băiatului să achite datoria, nu fi chitră. În lista apar și nume cunoscute. George Becali și Silviu Prigoană au de dat statului câte 3,9 milioane de lei, iar Cristian Țânțăreanu 2,7 milioane de lei. Lista este completată de avocatul poporului și de soția sa cu datorii de peste jumătate de milion de lei. Figurează cu datorii la stat și Marian Vanghelie, fostul ministru al finanțelor Eugen Teodorovici, Elena Udrea, Cătălin Predoiu, Elena Băsescu, Daciana Sârbu, Adrian Videanu sau fiul guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Știți ce era și mai frumos? Ca lista asta să aibă un singur nume. Marele afacerist Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Cazul perfect, esență de românism. Datorie de 232 de milioane de lei, aproape 52 de milioane de euro. Un singur
singur om, boss de boss, are aproape 7% din datoria unui grup de 180.000 de oameni. Uriaș lider politic, gestionarul unui sector care se uită de sus la New York, urmărit penal de procurorii DNA și votat în continuare de zeci de mii de bucureșteni. Pe bune acu, eu cred că Robert Negoiță se simte jignit că apare pe această listă de țărăntoși, domn.